Companiile care și-au regândit politicile de personal sunt firme mari și mijlocii din domenii precum producție, IT&C, auto, bancar și financiar, conform reprezentanților platformelor de recrutare. Mai nou, managerii dau anunțuri de angajare doar câteva luni din an, în contextul în care în trecut oferta era disponibilă un timp mai îndelungat. În toți anii trecuți vedeam un interes pentru un planning cel puțin anual, discuții care aveau perspectiva 6, 12, poate chiar 24 de luni. Vedem o contracție din punctul ăsta de vedere, discuțiile, planning-ul este mai degrabă pe 3-6 luni. Dacă e vorba de angajări pe perioadă nedeterminată, acestea se fac cu perioade de probă de 90 de zile pentru funcțiile executive, 120 de zile pentru funcțiile de conducere. Incertitudinea legată de evoluția economiei e principalul motiv pentru care firmele și-au schimbat politicile de recrutare, spun economiștii. Având în vedere perturbările din lanțurile de aprovizionare, inflația ridicată și totodată o cerere care este din ce în ce mai mult în scădere, este greu pentru societăți să-și facă o politică coerentă de angajare, pentru că realist nu poți să știi cum va arăta business-ul tău în 6 luni, în 9 luni, peste un an. A fost întotdeauna dificil să găsești un loc de muncă. Probabil că este o problemă pentru tineri. De oase rupte, cum se zice, se găsește. Numai să vrei, să vrei să muncești. Fenomenul vine în contextul în care angajatorii reclamă că se confruntă în continuare cu lipsa forței de muncă. Există un deficit pe piața forței de muncă. Mulți dintre români au plecat peste hotare și trebuie să ținem cont de acest detaliu pentru că ei încă mai pleacă. Reducerea perioadelor în care firmele fac angajări vine în contextul în care șomajul a crescut ușor la sfârșitul anului trecut, potrivit statisticilor oficiale.